Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În mai, balanța va fi mult prea sociabilă. Poți conta pe capacitatea de răspuns a oamenilor din jurul tău. Cu mulți oameni te vei întâlni la jumătatea drumului în orice afacere. Numai că aici nu ar trebui să împărtășești secretul, altfel s-ar putea să fii dezamăgită. Niciun obstacol nu te va face să te oprești pe calea propusă. În plus, acum Jupiter își schimbă poziția, prefigurând întâlnirile și interacțiunea cu oamenii noi. Este posibil ca sfârșitul primăverii să dea unde verde bărbaților și femeilor singure. Totuși, retrogradul Mercur din 10 mai până în 3 iunie te îndeamnă să fii extrem de atent atunci când alegi noi prieteni, iubiți și aliați de afaceri. Dragoste. Multe balanțe vor dori să-și împingă relația la următorul nivel. Sentimentele foarte tinere vor câștiga avântă de maturitate. Majoritatea reprezentanților zodiei vor dori în sfârșit să se unească prin căsătorie. Dacă faci acest pas serios acum, poți fi sigură că va fi pentru mult timp. Balanța inactivă nu va rămâne niciodată fără un însoțitor. Întotdeauna sunt oameni în jurul tău care te plac cu adevărat. Depinde de tine să decizi dacă îți permiți să fii iubită sau să-ți faci poteca singură. Balanța care are o familie trebuie să acorde mai multă atenție copiilor. În decadele a doua și a treia ale lunii vor apărea circumstanțe neprevăzute care pot aduce o oarecare discordie în gospodărie. Fii mai loială celor dragi, încearcă să le înțelegi problemele. În general, relațiile de familie vor fi armonioase. Sănătatea. Balanța va căuta modalități de a se îmbunătăți. Ceva te va încuraja să-ți schimbi stilul de viață. Ești predispusă la noi începuturi? Gata să-ți îmbunătățești corpul. Nu exagera, începe cu ceva simplu. Dacă plănuiești de mult o călătorie la o cosmeticiană, atunci este mai bine să o faci în prima decadă a lunii mai. Orice proceduri de recuperare sunt favorabile în a doua jumătate a lunii. Stelele te îndeamnă să-ți monitorizezi starea vaselor sanguine. Este posibil să te simți rău brusc. Acest lucru se datorează circulației proaste. Pentru a o îmbunătăți, fă sport, mișcă-te mai mult, fă un duș de contrast. Dintre băuturi, preferă ceaiul verde și cacao, mai ales dacă faci parte din grupul persoanelor cu tensiune arterială instabilă. Banii. Balanța poate fi intimidată de cantitatea mare de muncă pe care luna mai o are pregătită. Nu ceda dificultăților, acestea ți sunt date pentru a te arăta în cea mai bună lumină. Pe viitor, te așteaptă un post bun vacant, care va fi oferit de șefi. Și chiar dacă nu asta ai visat, va corecta bine și situația financiară. Ai grijă la bani, vei scăpa de ei foarte repede. Nu risca cu lucruri materiale și nu te implica în jocuri de noroc, acum poate aduce un rezultat dezastruos. Persoanele creative trebuie să facă o pauză și să aștepte inspirație. Fă ceva care să te distragă și să nu-ți înfrângă talentul dacă nu există încă idei demne. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!